Suntem în 1974, acordul de dezangajare Israel-Egipt. După un război fulger, începe un proces de pace. Ce înseamnă 1974 în acest proces? A fost un moment de inflexiune în veșnic tulburatul Orient Mijlociu. Practic, procesul de pace a început, evident, după oprirea violențelor, dar mai ales după garanțiile pe care Statele Unite mai ales le-au dat în acel moment, privind securitatea regiunii și continuarea traseelor de energie, mai ales de petrol. Pachet de înțelegeri. În acel moment, acest război, în finalizarea acestui război, a însemnat și o închidere a unor probleme care, în special, preocupau statul israelian. Trebuie să știm foarte bine, în acea perioadă, fie că e vorba de Liban, fie că e vorba de Egipt, în orice caz, în zona Orientului Mijlociu, tema fundamentală a statului Israel era OEP, era Organizația pentru Eliberarea Palestinei, o organizație înființată cam prin 1960 și care era deosebit de activă.